Dani și Diana au avut multe întrebări pentru familie, așa că cei doi împărtășeau această experiență. Ce ai vorbit? Tate bune și frumoase, tatăl tău să nu ne grăbim. Așa a zis? Păi vorbeam cu mama ta așa și când să cer binecuvântarea, să zic că la șase piciul ăla de binecuvântare, am întrebat și domnul Valentin acolo și așa acum a venit. Și pune telefonul pe difuzor să vă întreb amândoi ceva. Și? Și zice amândoi, da. Alu. Și? Să răzia domnul, să trăiți domnul Valentin așa. Și ce zic? Salut. Și am întrebat așa, dacă te vede pregătită să devii mamă în viitorul apropiat? Ce a zis că nu? O considerați pregătită să devină mamă în viitorul apropiat? Eu cred că da, o consider, da. Dacă ne văd și am spus, fiți sinceri și pe bune că nu ne deranjează, credeți că suntem pregătiți să facem pasul ăsta acum sau mai trebuie să așteptăm? Ne vedeți pregătiți să facem pasul ăsta sau ar trebui să mai așteptăm? Eu zic că da. Da? Eu zic că da. Da. Mama ta a punctat că nu are nimic, că nu-i supărat pe mine sau ceva și că nu mă place. A zis? Da. Cum a zis? Să știi că nu am zis, nici nu m-am gândit niciodată că nu te-aș plăcea sau nu te plac. Nu, chiar îmi place. Azi i-am zis să-mi zică trei defecte ale tale care ar trebui să lucrezi la tine și să... pentru binele relației noastre. Aș vedea, nu cred că ar avea defecte așa mari. Vede mai multe, nu le zice. Păi nu e corect. Și de rău nimic? Nimic, așa nimic. M-ai speriat că a zis tata că nu. Trebuia să te mai las. Vreau să vă întreb amândoi dacă am binecuvântarea să-mi dați mâna fiicei dumneavoastră. Sincer și din suflet. Bineînțeles că suntem de acord și vă dăm, nu e niciun fel de problemă. Sincer, chiar acum mă bucur ca niciodată că sunt acceptat într-o familie și din ce știu până acum. Adică, domnul Valentin, veniți să vorbiți cu ginerele. Ești mai liniștit acum? Nu știu apoi dacă liniștit, dar am păcat așa, gen cu ideea că sunt acceptat. A zis cumva așa, gen mai sobru, gen categoric ne vedem, sau ceva genul, nu se pune problema, sau ceva genul. Da, nu se pune problema. Da, ne întâlnim, sigur. Acum eu am emoții. Da, e inevitabil asta, trebuie să ne întâlnim. Am vorbit cu tatăl tău. Ce face bătrânul? La un ceva care a fost cea mai mare realizare a ta și a zis că... Cea mai mare realizare a lui? Cred că asta, că te-a găsit pe tine. A zis că nici în momentul când ai avut 18 ani și ți-a făcut cadou prima ta mașină, n-ai fost așa cum ești acum. Da. De realizat și de fericit și așa. Păi și eu zic același lucru, nici vulcanizarea nu mă încântă cum mă încântă că te-am găsit pe tine. A fost așa, mai el răspundea doar la întrebări. Gen, a fost așa. Da, nu știu, da, a fost. Zi, ce întrebări? Care e punctul tău sensibil? Până acum a fost familia. Și acum sunt eu. Cred că da, nu știu. După cum se vede, cam așa. Cred că n-a trecut pe planul 2. Ce-a mai întrebat? Cum ne vede? Acum te-a văzut în relațiile trecute și cum te vede acum? Cum îl văd foarte bine, altul e schimbat. În relațiile trecute era... N-avea nicio treabă cu nimeni. Era mai nepăsător. E foarte nepăsător. Acum e schimbat total. Am citit aia cu binecuvântarea, gen am citit, am spus, am și citit că eu aveam... Și la sfârșit. Păi și la fel. Că am zis că mai bine de la sfârșit. Vreau să știu din partea voastră dacă sunteți mulțumiți și împăcați și dacă ne acordați binecuvântarea dumneavoastră pentru pasul ăsta important pentru noi. Din toată inima. Că am zis dacă ești pregătit pentru căsătorie și... Niște defecte la mine, ți-a zis ceva? Nu am cerut defecte, că le știu eu. Nu ai cerut niciun sfat? Nu. Eu știu, iubirea mea, tu nu înțelegi că eu știu deja. Hai, păi și ce vrei? Și am zis că știu că deja am cu binecuvântarea, dar eu ce reamă? Ce pot să zic? De interesant a fost la tine, că tu n-ai vorbit cu ei. Niciodată. Așa, să pui întrebări, să vorbești, să știi ce părere au cu adevărat, să-ți spună. Eu am stat cu mama ta luni de zile aici, singure.
Și mi-a povestit și brute și nevrute și bune și rele și defecte de-a tale și calități și ce părere și tot. La mine a fost frumos, că noi am vorbit, dar nu... Eu știam, știi? Capricile iubirii. Da, ați primit binecuvântarea și vă felicit pentru treaba asta, dar ce, ți era teamă că n-ai să primești binecuvântarea? Cumva am știut în sinea mea, dar atunci când pui întrebarea pe moment, parcă îți vine un fir, dacă genul. Auzi, dar știi care-i treaba? Zi mersi că ai cerut-o la telefon și că n-a trebuit să stai față în față cu taică-s-o. Înțelegi? Să nu dai cu subsemnatul păi pentru prostiile pe care le-ai veneau, mai spus. Când veneau părinții, era deja spus, da, cred, nu? Da, păi cam asta era treaba. La tine a fost mai simplu, pentru că așa cum ziceai și tu, ai stat cu mama lui o grămadă de vreme și ți-a spus și de bine și de rău. Dar e ceva ce cumva mama lui percepe într-un fel și tu ai perceput în alt fel la Dani? Adică ai descoperit tu alte valențe, că știi, se spune că ne cunoaștem copilul până când iese singur pe stradă. Nu neapărat, adică mai mult vorbeam așa, îmi povesteam mai mult de cum era el înainte, mai multe lucruri când aveam o conversație și nu-l înțelegeam, mi-am explicat cum e el și ce gândește, de fapt că el cunoaște cel mai bine. Uh-huh. Nu. Păi nici ea nu mă știa până să vin cu așa, mamă. Da. Eu cred că mai sunt lucruri pe care nici mama ta și nici Diana încă nu le știu. Sau putea să le știe mai multe Diana decât mama. Și asta e adevărat. Și de fapt așa ar trebui să și fie, nu, Eduard? Corect. De la un punct încolo, când cuplul ăsta, soarta acestui cuplu e pecetluită, cred că ar trebui să fie în primul rând cel mai bun prieten. Da, și după aia. Și atunci când e cel mai bun prieten, automat că împărtășim și anumite lucruri din spate. Și vreau să precizez o chestie la început emisiunii. Am spus că făcusem o glumă cu Diana ca să o țin pe gânduri. Am fost primul care am fost să fac întrebările și am ieșit și s-a dus Diana. Și am spus, vedem dacă am primit binecuvântarea, că nu i-am spus. Și am zis, da, mama ta a zis că da, da, tatăl tău a zis să ne mai gândim un pic. Și a zis, da, nu știa ce să creadă. Au glumit cu mine. Da. Ca să nu pară, nu, mi-a dat amândoi bine. Și cum ai glumit? Ai glumit sau i-ai spus... Cam înțeles că aveți niște cuvinte cheie acum. A, n-a folosit cuvântul cheie. N-a folosit cuvântul cheie. Da. Și mi-am dat seama că a glumit. Bun, oricum, chiar dacă au, mă rog, de-a lungul parcursului în Casa Mireasa au mai descoperit Diana lucruri despre Dani și Dani se pare că s-a redescoperit aici sau poate s-a reinventat și a dat seama că Diana scoate ce e mai bun, face din el o versiune mai bună și cred că asta este rolul partenerului ideal, omul cel mai potrivit să fie lângă tine, că te face să fii cel mai bun și nu întotdeauna partenerul ca și comportament coincide cu copilul. Adică băiatul poate, dacă greșesc, poate am citit eu cărțile greșite, băiatul până la un moment dat se comportă într-un fel cu mama îl cunoaște până într-un anume punct, după care el se transformă într-un partener de viață pentru cea care va fi iubită și mai departe, soție, tată, părinte. Oh, Doamne, habar n-ai ce te așteaptă. Eu mă bucur că Dani... Nu te speriem, stai liniștit, că așa până la urmă asta așteaptă pe toți bărbații, adică nu faci o excepție. N-am fost cu absolut nimeni în viața mea, cum sunt acum cu Dan. Doamne ajută și să țină, să fie până la capăt, asta vă doresc din tot sufletul. Eu mă bucur că Dani a avut posibilitatea să aibă un dialog cu părinții Dianei, pentru că știu că aveai câteva dubii în ultimele zile. Puțin. Și acum cu siguranță te-ai liniștit. Și cumva când, cred că atunci când întreb și părinții, crește, cel puțin la mine, crește și încrederea și responsabilitatea că faci un lucru și îl faci bine. Și îl faci bine, adică nu e doar ce simt. Nu e doar, nu e zigonie, e ușor ce se întâmplă cu voi pe mai departe. Ești o să fii mult mai responsabil pentru că ai cerut-o de la părinți.
Da. Mă rog, telefonică. Acum, ți-am zis eu, dar chiar când o să stai tu față în față cu tatăl Daianei, cum o să... Că așa la ea e simplu, a tot avut-o pe maică ta, cumva s-au lipit una de alta. Și tatăl lui a venit foarte mult aici. Și tatăl tău a venit destul de des aici. Dar cum o să fii tu cu tata socru? Adică... Abia aștept să văd și eu. Da? Și eu. De ce? Nu, serios acum, că eu sunt interesată pentru că noi avem fete și sunt interesată ce gândesc băieții când vin acasă la... N-am o emoție de frică sau de teamă sau... E așa că... Adică vei bea o bere cu tata socru? Una, de ce una? Mai multe. Nu, bea, n-am zis. Nu, vreau să-l cunosc, mi-a plăcut așa din mica interacțiune. Mi-am dat seama că e un om serios, dar și care ce să vorbești. Abia aștept să-l cunosc. Da, atâta timp cât îi respecti fata și o iubești, totul e bine. După aia s-ar putea să scoată pușca. N-are cum, a văzut aici, cred că a văzut ce era de văzut. Dacă nici emisiunea asta nu mai scoate tot din tine, nu scoate nimeni. Afară nu o să mai vadă. Da. Asta zic, avem 4 luni de relații, 5 luni în care ne-am văzut. Dacă nici emisiunea asta nu mai scoate tot din tine, nu scoate nimeni. Da, dar aici exact. Ați avut totul la dispoziție, nu e ca și cum... Nu, dar a scos ce era, cum ești tu ca om. Dani, am trecut prin experiența ta și e clar că am avut un autocontrol. Afară poate îți mai scapă o vorbă sau mai dacă reacție, nici nouă nu ne-a mai scăpat, n-a scăpat la nimeni. Noi am avut și momente de intimitate fără camere și ne înțelegem extrem de bine, poate și mai bine de... cum le înțelegem aici. Adică tu crezi că va fi mai bine decât ce a trăit? O să fie super. Au fost super și aici și este în continuare. Dar tot ați avut așa o mică strâng. Și vom avea în continuare, că viața nu e roz. Aici nici nu au fost foarte multe tentații, încercări prin care să treceți voi. Nu am vorbit ieri despre... Da, tentații televizate. Nu e real. Lasă tentațiile televizate, că a fost petrecerea burlacilor. A spus domnul Pui odată că dacă când iubești pe cineva cu adevărat și te axezi doar pe el, orice poate să vină din lateral. Cred că m-a spus ceva de genul. Exact. Nu, poate să vină absolut oricine, că nu mai consider. Știi că multe tensiuni pleacă și de la situația financiară, de la stabilitate, de la mai multe lucruri, adică... Și am întrebat chestia asta, mai pe partea, am întrebat. Diana este o persoană independentă, am întrebat părinți. Și a spus, a luat mașina ei proprie și a luat singură telefon, adică când amândoi sunt pe același lucru și luptă amândoi și muncesc împreună și strâng, automat nu știu. Adică ai verificat dacă trage și ea la căruță? Da, sau da, da, deci, da, dacă, ca să știi ce te așteaptă. Într-un fel știam de la ea, dar dacă așa a fost activitatea, am întrebat. În momentul căsătoriei, asta ar fi bine să știe și mulți părinți din lumea asta, când voi sunteți cununați în fața lui Dumnezeu, în fața instituțiilor statului, părinții aia devin și părinții tăi. Da. Pentru că habonicia asta de a credita doar pe copilul tău și indiferent ce face el, e vinovat soțul sau soția, adică celălalt, nu e în regulă. Părinții, în momentul în care sunteți cuplu, căsătorii, trebuie să fie obiectivi și să fie părinții amândurora. Da. Adică dacă fiica mea greșește și eu văd chestia asta, eu trebuie să-i spun. Exact.